Peste un miliard de catolici sunt în doliu. Papa Benedict a trecut în neființă în această dimineață. Rămâne în istorie ca primul suveran pontif care a abdicat în ultimii aproape 600 de ani. Se întâmpla în 2013, când a făcut această alegere voluntar după doar 8 ani de pontificat și un mandat marcat de acuzații la adresa Bisericii Catolice. Sicriul cu trupul nesfrățit al suveranului de 95 de ani va fi depus luni în Bazilica Sfântul Petru din Vatican. După anunțul morții papei Benedict, în piața Sfântul Petru din Vatican au început să bată clopotele. Este același loc în care, pe 19 aprilie 2005, Iosef Ratzinger devenea al 256-lea papă și primul de origine germană în aproape 500 de ani. Avem un papă! Anunțul venea la 11 zile după moartea lui Papa Ioan Paul al II-lea, unul dintre cei mai iubiți suverani pontifi din istorie. De altfel, Ratzinger, pe atunci decan al Colegiului Cardinalilor și apropiat al regretatului papă, a fost cel care a condus slujba de înmormântare. În cartea biografică Ultimul Testament, Benedict povestea că alegerea l-a luat prin surprindere și s-a gândit chiar să refuze. Avea 78 de ani și aștepta să se pensioneze când a primit imensa onoare, dar și responsabilitate. Iar pontificatul său a fost într-adevăr unul dificil. A preluat cârma a Bisericii Catolice în momentul în care izbucnea scandalul abuzurilor sexuale pe care preoții le-au comis asupra copiilor. Papa Benedict a insistat însă ca biserica să își accepte responsabilitatea, s-a întâlnit cu victime și le-a prezentat scuze. În 2012, papalitatea lui Benedict a fost zguduită de un alt scandal numit VatiLeaks, în care documente scurse arătau corupția financiară și disfuncționalități generale ale administrației centrale a bisericii. În 2013, Papa Benedict șoca lumea catolică și anunța că abdică din cauza vârstei înaintate. Era prima abdicare în 600 de ani. Grigore al XII-lea renunțase la scaunul papal în 1415, dar forțat. Din 1294, niciun papă nu mai demisionase voluntar. După retragere, noul titlu a fost de papă emerit. S-a retras între zidurile unei mănăstiri de la Vatican, iar ultimii ani din viață și i-a dedicat rugăciunii. Iosef Ratzinger s-a născut în 1927 într-o familie de fermieri bavarezi. Micul Iosef iubea muzica lui Mozart și Beethoven, dar și hainele roșii ale arhiepiscopului de la München. Nu sunt de mirare așadar ținutele sale din timpul pontificatului, dar și celebrii pantofi roșii pe care îi purta. În timpul celui de-al doilea război mondial a dezertat din armata germană, iar în 1951 a fost chirotonit. În anii 80 a ajuns la Vatican, unde a condus Congregația pentru Doctrina Credinței, cunoscută în trecut ca Sfântul Oficiu al Inchiziției. Această funcție i-a adus porecla de Rottweilerul lui Dumnezeu. Anul acesta, trecutul s-a întors parcă să-i bântuie bătrânețea. O anchetă germană publicată în 2022 critica modul în care a gestionat cazurile în care au fost implicați preoți pedofili, pe vremea când era arhiepiscop de München. Nu pot decât să le exprim tuturor victimelor abuzurilor sexuale profunda mea rușine, profunda mea durere și cererea mea sinceră de iertare, spunea fostul suveran pontif într-o scrisoare publicată de Vatican, în care dădea asigurări și că nu a mușamalizat niciun caz de pedofilie. Benedict al XV-lea va fi înmormântat pe 5 ianuarie. Grazie!